Salutare tuturor! Astăzi revin cu un gen de clip pe care nu l-am mai făcut până acum, și anume produse pe care regret că le-am cumpărat. Cred că este important să fac și un astfel de clip, să vă zic și să vă vorbesc și despre produsele care nu mi-au plăcut, care pur și simplu nu au funcționat pentru mine. Desigur, asta nu înseamnă că nu pot funcționa pentru voi. Dacă mie nu mi-au plăcut sau mie nu mi-au fost de folos, cu siguranță unora s-ar putea să le placă, dar ar fi bine să aflați și părerea mea. Și toate acestea fiind spuse, haideți să începem! Am acest lapte de corp de la Gerocosen cu bronzare progresivă. De la prima aplicare mi-a lăsat dungi și m-am înnegrit mult. Eu nu aș zice că are o bronzare progresivă și tocmai de aceea regret că l-am cumpărat, l-am folosit o singură dată și de atunci n-am mai vrut să aud de el. Acest pieptene de la The Body Shop, am vrut un pieptene cu dinți rari, nu știu, cred că este de la material, dar pur și simplu nu descurcă și îmi prinde părul, mă enervează rău de tot. Bine, de când m-am tuns nu l-am mai încercat. Cam tot încercat de-a lungul timpului să-l folosesc. Să zicem că îi voi mai da o șansă, dar nu sunt foarte mulțumită de el și nu sunt foarte fericită că am dat banii pe el. Gel de curățare revigorant de la Nivea. L-am de mult timp. L-am folosit de 2 sau 3 ori, după cum se poate vedea, este plin. Mă ustură fața de la el, pur și simplu, nu știu, cred că are un parfum mult prea puternic, dar mă ustură fața și mă înroșesc. Nu-mi face deloc, deloc, deloc bine. Această cremă de la Oriflame, în primul rând, în momentul în care o pun pe piele, miroase a chimicale și asta mă deranjează. Hidratează, să zicem, nu cine știe ce. Și ar trebui să miroase a lapte și miere și nu miroase deloc a lapte și miere. Și n-am de gând să mai folosesc. Am încercat o perioadă, dar mirosul de chimicale era mult prea puternic. Am acest mascara de la Inglot. Știți că mascaraul meu preferat este False Lash Effect de la Inglot. Acesta este Volume and Waterproof mascara. Foarte prost. Foarte, foarte prost. Adună genele, adică mă dau cu el și arată de parcă am 3 fire de gene foarte groase. Se demachează foarte greu. Chiar și cu uleiul de la MAC și cu Bioderma nu poți să-l scoți cu nimic. Și nu place, pur și simplu nu place mie. Deși alt produs de la ei este produsul meu preferat, acesta sincer mi se pare foarte prost. Acum foarte mult timp mi-am cumpărat acest tuș de ochi de la Kalos și este tipul acela cu pensulă. Nu-mi place deloc, se întinde, nu, pensula este foarte proastă și nu poți să-l aplici ca lumea. Dar să zicem că risipa nu a fost foarte mare, ținând cont că a fost, cred că, maxim 20 de lei. Eu sunt mare fan al spray-urilor de corp, pentru că îți lasă un miros plăcut pe piele și de obicei le foloseam pe cele de la Avon. Și am mai cumpărat unul cu smeură și hibiscus. Trebuie să spun că în momentul în care îl aplic pe piele, mi se face rău. Mi se face greață când simt mirosul. Groaznic. Nu știu de ce miroase așa urât sau de ce mi se face mie greață de la el, dar nu-l suport. Și acum dacă am încercat să-l miros și deja mă luase cu... Nu pot. Din păcate trebuie să spun că este ceva de la Mario Bădescu care nu-mi place și este Hydro Moisturizer cu vitamina C. Pur și simplu stă pe piele. Nu intră în piele. Practic nu hidratează pentru că produsul stă pe piele. Nu știu cum să vă explic exact, dar cam asta ar fi explicația. Stă pe piele, simt că nu intră în piele și nu face nimic. Și atunci... Și cred că îmi și îngrașă pielea. Deși ar trebui să fie pentru piele grasă, adică așa l-am luat, nu a funcționat pentru mine. Și momentan acestea sunt toate produsele care mie nu-mi plac. Nu sunt foarte multe. Pentru că de obicei am mare grijă ce cumpăr și încerc să nu greșesc când îmi cumpăr ceva. Dar se întâmplă să nu-mi placă. Se poate întâmpla.
din nou nu uitați că dacă mie nu-mi plac, nu înseamnă că vouă nu o să vă placă. Am vrut doar să vă zic părerea mea și ce mi s-a părut mie că este neregulă cu acel produs. Ne vedem pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe AskFM. Și în legătură cu vlogurile zilnice, am avut niște probleme personale în familie și tocmai de aceea n-am filmat, nu mi-a stat gândul la filmat, n-am fost în stare de nimic. Dar revin, astăzi, mâine, astăzi am filmat pentru vlog și mâine va apărea un nou vlog, așa că aveți și linkul în bara de descriere. Și în curând veți afla de un nou proiect care nu știu cum îmi va influența YouTube-ul, dar nu mă las de YouTube. Doar că este posibil să ajungem la un clip pe săptămână. Vom vedea. Încă nu este nimic bătut în cuie și imediat ce am un răspuns vă voi spune. Până atunci, desigur, ne vedem vineri cu un nou clip, cu favoritele lunii și vă doresc o zi cât mai frumoasă și sper să nu mai plouă. Pa, pa!